Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 53 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66, a virat la stânga fără a acorda prioritate de trecere motocicletei conduse de un bărbat de 33 de ani din București, acroșându-l frontal. În urma impactului, acesta a fost proiectat în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.